Cel mai mare conflict militar de la cel de-al doilea război mondial încoace are loc la doar câțiva pași de granițele României. Teama s-a instalat și printre cetățenii din țara noastră care plâng și se roagă să se termine cât mai repede acest coșmar. Federația Rusă atacă Ucraina pe mai multe fronturi, după prima zi a invaziei, bilanțul fiind unul tragic, cu morți și răniți. Se duc lupte grele între ruși și forțele ucrainene, după ce Putin și-a trimis armata să atace din trei direcții. În această dimineață s-au auzit explozii puternice în Kiev, iar forțele ucrainene au doborât un avion rusesc. Ucrainienii din capitală și din al doilea cel mai mare oraș, Harkov, s-au adăpostit la metrou. Mamă, că-mi pare rău, Doamne, Doamne Iisuse, mamă! Asta e sfârșitul lumii, domnișoare, eu cred. Vă aștepta să vină război? Mamă. Nu știu, mamă. Așa aceea. Nu știu că văzut că îi ajută acolo la vamă la noi ceva, la Giurgiu acolo. Bine face. Aceea nu știu, mamă. Dar dacă vine, vai de lume va fi. Dumneavoastră ce ați face în caz nu de... Nu știu, mamă. Chiar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Uite, și copii, am fetele prin Spania, am una aici în România, eu pe aici. Dar unde să ne ducem? Ce să facem, mamă? Unde? Zău, nu știm, mamă, ce să zic, nu știu nimic. Vă sperie acest. Da, am plâns, mamă, am năcăjit toată ziua ieri. În prima zi de război, mai multe regiuni din Ucraina au fost ocupate de ruși. Vorbim despre insula Șerpilor sau de zona centralei nucleare de la Cernobâl. Și cetățenii români se tem pentru siguranța țării noastre și nu știu ce ar face în cazul în care războiul ar ajunge și în România. Dumneavoastră, ce ați face în caz de război? Ce să facem? Am vrea să nu fie război. E cel mai important. Acum, vă dați seama, interesele lor politice și... Na, dar nu duc la bine, că are de suferit populația și implicit toată lumea. Șeful armatei ucrainene a spus că forțele militare au reușit să respingă pătrunderea trupelor rusești în zona Cernigău de la nord de capitala Kiev. Însă se pare că forțele rusești își consolidează pozițiile către nord-vestul Kievului, după ce au capturat joi baza aeriană de la Hostomiel. Părerea mea personală e că nu ar fi trebuit să se întâmple asta și mai ales că suntem implicați cu NATO, facem parte din Alianța Națiunilor Unite. Și în afară de faptul că pe mine mă afectează cel mai mult, este că băiatul meu este sistem militar și vă dați seama ca mamă ce pot să spun. Eu nu sunt de acord cu asta pentru că fiecare țară are autonomia ei și trebuie lăsată. Dar cel mai urât fapt și cel mai grav este că, într-un fel sau altul, și România este implicată în sistemul ăsta de autoapărare militară. Dumneavoastră, ce vă gândiți să faceți în caz de război? Veniți să plecați? Adevărul e că eu am fost afară pentru 18 ani. Sper să mă pot întoarce. Doar să mă pot întoarce acasă la mine. Sper să mă pot întoarce. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări să împartă Ucraina în două după deja cunoscutul model al Germaniei de vest și de est sau al Coreei de nord și de sud, relatează vineri presa ucraineană. Totodată, un alt obiectiv al operațiunii militare declanșate cu o zi în urmă de Rusia împotriva Ucrainei este de a captura actuala conducere ucraineană și prin șantaj de a o obliga să semneze acorduri de capitulare în condițiile Rusiei, relatează vineri agenția de presă Unian, citând serviciile secrete ucrainene.